Garfield. Arta de a fi nedrăguț. Acesta este un pui de cangur. Nu la fel de drăguț ca mine. Iar acesta este un pui de panda. Nu la fel de drăguț ca mine. Iată un pui de rinocer. Categoric, nu la fel de drăguț ca mine. Ha! Îmi place să mă uit la televizor la emisiuni despre natură. Adu-mi aminte când ai de gând să pleci, Nermal. Oh, pot folosi cuvântul acum când răspunzi. Ha-ha! Peste câteva săptămâni. Nu mai pot suporta, Odi. Expunerea îndelungată la Nermal e periculoasă pentru sănătate. Oh, priviți 27 de pui de pinguin. Niciunul la fel de drăguț ca mine. Și nu uitați să ne urmăriți și mâine în căutarea noastră după pisica cea mai drăguță din America. În fiecare metropolă concurenții și încearcă șansa de a câștiga trofeul de anul acesta pentru cea mai drăguță pisică. Trofeul pentru cea mai drăguță pisică? Wow! N-am mai câștigat trofeul pentru cea mai drăguță pisică de marți! Câștigătorul va avea parte de o vacanță de 6 luni cu toate cheltuielile incluse în Groenlanda! Groenlanda? Nermă în Groenlanda? Departe, foarte departe! Cât de departe, foarte departe Groenlanda? Nu contează, va fi suficient de departe. 6 luni fără Nermal. Trebuie să câștig concursul ăsta? Da, trebuie să câștigi concursul ăla. Ce mai aștepți, Nermal? Hai să te înscriem. Sunt zboruri către Groenlanda în fiecare oră. Bine, m-am înscris la concursul de mâine pe care am să-l câștig. Și știi de ce, Garfield? Desigur, pentru că ești cel mai drăguț mutant din întregul oraș. Iar în curând cel mai drăguț mutant din Groenlanda. Îmi iau în serios responsabilitatea de jurat. Am șansa de a iniția trenduri, de a influența gustul publicului. Vreau să redefinez cuvântul drăguț. Moda se schimbă, stilul se schimbă, ideea de drăguț trebuie să se schimbe. M-am plictisit de ceea ce e considerat drăguț. Lucruri precum... Opusul lui va fi noul drăguț. Opusul lui drăguț? Cum să fiu eu opusul lui drăguț? Știi care e opusul lui drăguț, Garfield? Tu! Să recunoaștem, nu o să câștig niciodată concursul ăsta. Nu o să mai câștig niciun concurs. Mai bine m-aș duce acasă și m-aș uita toată ziua la televizor. La tine acasă. Nu! Nu te poți da bătut acum, Nermal. Gândește-te la glorie, gândește-te la mândrie, gândește-te la cele 6 luni în Groenlanda. Dar eu nu pot fi decât drăguț. Cum să devin eu nedrăguț? Pot să te învăț eu înainte de competiția de mâine. Dar trebuie să ne străduim. N-avem timp de pierdut. Să începem cu manierele. Bine, trebuie să scăpăm de ele. Arată-mi cum mănânci lasagna. Nu! Ia drăguț, mai întâi va trebui să te debarasezi de tacâmuri. Privește și învață, Nermal. Ăsta e modul nedrăguț de a mânca lasagna. Garfield, ai grijă, o parte chiar s-a intrat în gură. Ce bun a fost! E rândul tău, Nermal. Prea drăguț! Are nevoie de un aer nedrăguț, chiar dezgustător. Știu, limbă de câine. Odi, în față și în centru. Oprește-te, Odi, oprește-te! Fă-l să se oprească, te rog! Odi, lingându-ți fața așa, Nermal, ce drăguț ești! Va dura mai mult decât aș fi crezut.
Nermal, știi să te joci cu așa ceva? Desigur! Sper că niciunul din voi nu mănânc în clipa asta. Greșit, greșit, greșit! În ordinea asta, să-ți arăt eu ce face o pisică nedrăguță cu mingea. O folosește pentru a-l ține ocupat pe un câine cu mintea scurtă. Odi, prinde! Oprește-te, oprește-te! Atenție, ajutor! Măcar asta n-a fost drăguț. Oh, Nermal și Odi, ce drăguți sunteți! Vă jucați de avați ascunsele în tomberoane. Să fiu sincer, tot ce faci tu e drăguț, Nermal. Sunt condamnat! Condamnat la o drăgălășenie veșnică! Pur și simplu, nu pot să nu fiu drăguț! Poți și o să o faci! Călătoria ta în Groenlanda și liniștea mea depind de asta! Puțin din asta, puțin din aia? Oh, e dezgustător! Puțin din asta? Acum amestecă-le bine! Garfield, ce vrei să faci? Îți ofer o schimbare nedrăguță! Voilà! De ce ai făcut asta? Acest, Nermal, este hopul final în călătoria ta spre țara nedrăgălășeniei. Acum ești gata. Pot să mă dau cu puțin deodorant floral? Nu. Ah, drăguț, drăguț, foarte drăguț, respingător de drăguț. Vreau să văd acel nou tip de drăguț care sfidează convenționalul. Cel care spune: sunt atât de drăguț încât nu-mi e frică să fiu nedrăguț. Nici eu nu pricep, dar el e juratul. Arată-le ce poți, Nermal. Și fii cu ochii pe premiu. Eu o să fiu cu ochii pe biletul de avion spre Groenlanda. Simt miros de bufet suedez. Miroase a 37 de mâncăruri, inclusiv friptură mediu spre sânge, cartofi dulci și sufleu cu ciocolată și zmeură. Oh! Odi, fii cu ochii pe știi tu cum îl cheamă. Eu sunt cam ocupat. Oh, pe stelele și pe jartiera mea, ăsta e chiar Nermal. Ce-i cu duhoarea asta? Nermal, arăți de parcă te-ai fi târât dintr-un tomberon. Mau! Mau! E exact ce voiam să văd. Un look nou, îndrăzneț, un nou tip de drăguț. Motănel, motănel, s-ar putea să te aleg pe tine. Ce părere ai? Îmi place! Delicios! Superb! Am greșit! Sunt 38 de feluri, iar friptura e făcută bine! Motanule, dă-mi plăcinta cu mereng și lămâie! Oh, îmi pare rău! Asta e plăcinta cu cremă de ciocolată! Asta a fost plăcinta cu mereng și lămâie! Prindeți-l! Opriți motanul! Azi marcăm o nouă eră în domeniul drăgălășeniei. Un standard nou pentru a gândi în afara unui aspect drăguț. Închipuiți-vă, nu sunt doar cel mai drăguț motan din lume, ci și cel mai nedrăguț. Și astfel, cu mare mândrie și pentru un onorar modest, vă anunț câștigătorul concursului în persoana... Opriți motanul ăla! Da! Ai distrus toate conceptele vechii drăgălășenii! Nu! Aia-i coroana mea! Sunt nedrăguț! Sunt atât
atât de nedrăguț încât sunt drăguț. Garfield trebuia să câștig eu. Uită-te la mine, nedrăgălășenia asta nu va pierde. Hei! Ești un dezastru total. Hei, nici tu nu arăți prea bine, prietene. Prea bine, cel puțin voi trăi 6 luni fără nermăl. Puneți-vă centura, vă rog. Vom ateriza în scurt timp în Groenlanda, unde temperatura este de minus 50 grade Celsius. Minus 50 de grade Celsius? Nici înghețată nu vreau atât de rece. Dormite eu însumi. Trebuie să mă gândesc la 6.000 de kilometri de nermăl, 6 luni întregi de pace și liniște. Bună, Garfield! Nermăl? Nu! Nu ești nermăl! Cine ești? Sunt termal. Am câștigat concursul de frumusețe din Canada. Eu sunt German. Am câștigat concursul pentru cea mai frumoasă pisică din Mexic. Eu sunt Wermal. Am câștigat concursul de cea mai frumoasă pisică din Japonia. Adică... Da. Cu toții am câștigat excursii în Groenlanda la concursurile de frumusețe. Îți vom ține companie aici timp de 6 luni întregi. Caramba! Nu e deloc drăguț. Da, cum a câștigat e de neînțeles. Casa bântuită. Alo? Oh. Nu vreau să cumpăr abonament pe 27 de ani la sala dumneavoastră. Alo? Nu, n-ați sunat la Faint Blood Deli. Alo? Nu vreau abonament la crescătorii de porumbei. Am deja unul. N-aș intra acolo dacă aș fi în locul tău. Da, știu că nu sunt în formă. Nici acum nu vreau să cumpăr abonament pe 27 de ani John la sală. John inventează ceva pentru o nouă revistă de benzi desenate pentru domnul Barker. Iar telefonul! Oh, nu e bine deloc. Nu-mi pasă cine ești și ce vrei. Orice ai, nu am de gând să cumpăr. Nu mă mai suna, nerodule, nu mă... Bună ziua, domnule Barker. Am sunat doar pentru a vedea cum merge ideea aia. E... Regret, domnule Barker. Telefonul mă tot întrerupe, nu mă pot gândi. John nu se poate gândi. O știre de ultimă oră. Oh, înțeleg. De ce nu faci ce fac eu, Arbuckle? Pleacă! Du-te unde nu ai telefon! Mi-aș dori, dar nu pot permite o călătorie acum. Hei, tocmai am achiziționat o casă veche undeva în munți. Managerul meu a cumpărat-o ieftin, ca pe o investiție. Încă n-am fost să o văd, dar sunt sigur că nu are telefon. Pot să mă duc acolo și să lucrez fără să fiu întrerupt? Grozav! Fă aranjamentele ca Arbuckle să stea în casa abia cumpărată. Dar nu e casa despre care se spune... Că e bântuită? E grozav, trebuie să-mi fac bagajele. Opa, am uitat să mănânc pizza. Hei, n-ai decât să uiți să-ți mănânci pizza. Dar eu nu o să uiți să-ți mănânc pizza. Telefonul nu o să mă deranjeze. Nimic nu o să mă deranjeze. N-o să plec până n-o să-mi vină o idee extraordinară pentru o nouă revistă de benzi desenate. Nu-mi fac griji că voi rămâne fără mâncare. Știi firma aia de catering care umblă pe strada noastră spre șantier? În timp ce împacheta, am adăugat ceva. Ei bine, privește. Secretara domnului Barker spunea că e sub preșcheia. Nu fi atât de fericit, Odie. Din întâmplare, cred că asta e... O casă bântuită! Aruncă o privire asupra titlului acestui episod. Îmi dați o copie a scenariului, vă rog frumos! Garfield, episodul 202. Casa bântuită. Firma de catering a lui Joe.
Haide să intrăm și să ne odihnim. Se pare că avem o scenă de fugă la pagina 9. Mulțumesc! O, e grozav! Nu mă mai întrerupe niciun telefon. Pot lucra fără să fiu deranjat. Încă n-am nicio idee, dar odată ce o s-o am, ținte bine! Oh, nu-ți face griji, cățelule. Fantomele nu fac rău. Te fac doar să-ți faci rău singur. Garfield, iar-ți chiorezi stomacul? În caz că am nevoie, să vedem ce spune internetul despre fantome. Hei, care-i ideea? Oprește-te! Poftim? Hei, o tipotaie fără minte! Mă trezești așa? Acolo nu-i nimic! M-ai trezit pentru o clipă doar. O cărăsc potaie pentru că m-a trezit când tocmai visam la manicotii. Cum spuneam, m-ai trezit fără niciun motiv. Fără motiv? O, te-ți amintești că am spus că avem o scenă de fugă la pagina 9? Acum suntem la pagina 9? Tot n-am nicio idee bună pentru noua revistă. Dar măcar telefonul nu sună și nu mă deranjează nimic. În afară de motonul și câinele meu. Ce tot faceți? Vă purtați de parcă ați fi văzut o fantomă. Dar nu există fantome. Bă, e chiar aici. Deschide ochii ăia exagerat de mari și privește. El nu mă poate vedea. Nu există fantome. Am căutat informații pe internet. Nimic din ce găsești pe internet nu e greșit. Așa că lăsați-mă să lucrez. Încă am nevoie de o idee. Cerule, tu ai văzut fantoma. Și eu am văzut fantoma. El de ce n-a văzut fantoma? Pentru că n-a putut. Oamenii nu văd fantomele pisici. Putem fi văzute doar de celelalte pisici sau de câine cu inteligență extrem de redusă. Trebuie să bântui casa asta toată veșnicia sau până când pot face un om să creadă în fantomele pisici. Bântuirea unei case nu e o meserie bună? Nu! E plictisitor, mai ales când ai 50-60 de ani fără ca nimeni să locuiască în casă. Vreau să fiu cu prietenii mei, cu celelalte fantome pisici. Ei s-au dus într-un loc mai interesant. Vreau să scap de aici. Îl voi speria pe prietenul ăla al vostru până când va crede în fantomele pisici. O să te ajut? Haide! Poate un super erou care dă cu salată de varză în alții. Nu s-a mai scris. Așadar, am o idee. Iată ce trebuie să faci. Da, așa o să creadă în fantomele pisici. Drăguț Garfield, dar n-o să mă facă să cred în fantome. Nu-i deloc distractiv, Garfield. N-o să creadă niciodată. Nu ne dăm bătuți. Tu trebuie să fii cu prietenii tăi, iar eu trebuie să fiu unde mâncarea chinezească.
Nu mai scoate țipetele alea aiurite, Garfield. Nu există fantome. Te rog, nu-mi șifona cămașa nouă, Garfield. Tot nu există fantome. Foarte drăguț, Garfield, dar tot nu există fantome. Așa scrie pe internet. Ai uitat? E inutil. Nu va crede niciodată în fantomele pisici. Ba da, va crede. Am o idee strălucită. Serios? Da. Să verific scriptul, să aflu care idee anume. Am împrumutat încă o dată o copie a scenariului, vă rog. Scena 19, scena 20. Hei, ce idee bună o să am. Vină după mine. Mersi. John nu o să creadă în fantomele pisici până când nu o să vadă una. Dar pe mine nu mă poate vedea. Nu, dar pe mine o să mă vadă. E inutil. Va trebui să-i spun domnului Barker faptul că n-am o idee pentru o revistă nouă. Fantoma pisică! Un om a crezut în fantomele pisici. Sunt liber! Sunt în munți. Mă uit la o casă pe care am cumpărat-o. Unul din angajații mei locuiește aici. Fantoma! Arbăhăl, ce vrea să însemne? O fantomă pisică! O fantomă pisică fioroasă care făcea bu-bu! Regret, domnule Barker, n-am reușit să găsesc nicio... Aha. O fantomă pisică, o idee extraordinară pentru o nouă revistă. Serios? Copiilor le plac fantomele, copiilor le plac pisicile. Arbuckle, ești genial! Așadar, potrivit scriptului, John, având șefului o idee nouă, iar prietenul nostru, fantoma pisică, a fost eliberat din locul ăsta. Un final fericit. Dar nu suficient de fericit. Imagine de ansamblu. Camioneta lui Vito trage în fața casei cu o grămadă de pizza burinde pentru un motan inteligent. Hei, orice script poate fi îmbunătățit pe aici, pe acolo. Mai scarpină-mă, Odi. Cabina foto de familie Boomerang. Adaugă-ți filtre haioase, filtre și rame fotografiilor tale pentru a le face și mai amuzante. Disponibilă gratuit pe boomerangtv.ro. Disponibil gratuit. Cere acordul părinților sau al tutorului legal. Se aplică termenii și condițiile.